Anul acesta, prima zi de Crăciun din 2018 pică într-o marți. Zilele libere legate de Crăciun 2018 sunt 25 și 26 decembrie. Acestea vor cădea chiar la începutul ultimei săptămâni din an, marți și miercuri. Însă, dacă se mai acordă o zi liberă de la stat, adică luni, în ziua de ajun, am putea avea o vacanță de 5 zile. Primele zile nelucrătoare din 2019 sunt 1 și 2 ianuarie, care deschid calendarul sărbătorilor legale. Deși executivul nu a anunțat nimic deocamdată, nu este exclus ca zilele de 24 și 31 decembrie să fie și ele libere, așa cum s-a întâmplat în anii trecuți, atunci când făceau punte între zilele libere și weekenduri. Cum sunt recompensați românii care lucrează în zilele libere? Pentru salariații, a căror activitate nu poate fi întreruptă din cauza caracterului procesului de producție sau specificului activității, cum ar fi unitățile sanitare sau cele de alimentație publică, angajatorul este obligat să compenseze cu zile libere în următoarele 30 de zile. În cazul în care, din motive justificate, nu se acordă zile libere, salariații beneficiază pentru munca prestată în zilele de sărbătoare legală de un spor la salariul de bază ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de bază corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru.